Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Florentin YouTube și astăzi o să vă arăt exact cum am făcut 100 de milioane de coins într-o singură zi, pentru că în videoclipul precedent în care v-am explicat despre milioanele de coins, v-am explicat cum s-ar spune teoretic, dar acum vă arăt și practic că acele metode de făcut coins chiar au funcționat pe propriul meu exemplu. Deci, de ce nu ar funcționa și pe exemplul vostru? Deci, dacă doriți să-mi urmați exemplul din acel videoclip, trebuie neapărat să-l vedeți pentru a vedea cum am ajuns să fac 100 de milioane de coins într-o singură zi. Deci, esențialul vi l-am spus în acel videoclip. Acum vă arăt doar completarea. După cum știți, acest eveniment Weekend Tournament, care se deschide joia și se închide duminica la ora 22, este un eveniment extrem de plictisitor. Dar odată ce începi să joci la el și să strângi puncte la acest event, dar chiar să le strângi, adică nu să le cheltui în fiecare săptămână sau în fiecare lună, să le strângi până la final, când se va încheia acest eveniment, ele sunt extrem de importante. După cum vedeți, în fiecare săptămână facem niște tichete cu care jucăm niște meciuri de Versatech. După ce jucăm acele meciuri de Versatech, facem punctele astea Weekend Tournament Point, pe care eu vi le recomand să le cheltuiți în prima săptămână din fiecare serie a noilor jucători. De exemplu, până acum am avut următoarele ligi. Am avut în prima serie de ligi La Liga, Liga Mexicană, am avut APL Championship, am avut Liga Australiei și Liga Coreei, parcă Ca League era. Asta a fost prima serie. Acum în a doua serie avem 6 ligi. Avem Liga din Germania, Bundesliga. Avem și Liga NOS din Portugalia, avem Pro League din Belgia, avem liga aceasta, cred că din Arabia Saudită, Saudi Pro League, ok. Avem Liga Austriei și Liga Scoției. Acestea sunt ligile din această serie. Și când apare o astfel de serie, voi trebuie să vă cheltuiți în prima săptămână punctele acestea pe care le aveți, strânse din săptămânile anterioare. Deci să vă cheltuiți punctele Weekend Tournament. Eu am cheltuit aceste puncte Weekend Tournament în prima seară când a apărut noul eveniment, deoarece aveam strânse vreo câteva din săptămânile anterioare. O să vă arăt imediat ce jucători am prins, pentru că voi intra în curând și pe market. Și după cum vă spuneam și în videoclipul anterior de făcut coins, mai facem și niște puncte Weekend Tournament Premium pe care ni le cheltuim luând astfel de jucători. Am vrut să iau jucătorul de 100 cu 15.000 de gemsuri, deoarece aveam 30 de puncte premium, dar când am văzut că acesta costă doar 27 de milioane, logic că nu l-am mai luat, și am luat un jucător de 97, după cum vedeți, acesta din Liga Austria. Acesta a fost jucătorul pe care l-am luat pentru că era cel mai scump de pe market. Și desigur că l-am și vândut și acum o să vă arăt toți jucătorii pe care i-am vândut, plus un jucător de 102 pe care îl aveam prin club de ceva vreme. O să vă las chiar acum o poză pe ecran cu jucătorul și cu echipa de atunci. Este vorba de echipa de Road to Glory. Dar acum haideți să vă arăt jucătorii aceștia. O să iau, o să-i colectez din meniul principal, pentru că este mult mai simplu. Uitați aici ce prețuri la jucători de 73. 100.000 de bănuți. Dar țineți cont că asta a fost în prima seară. Jucătorul de 78 la 400.000 de bănuți. Jucătorii elite au fost la 800.000 de bănuți unii. Ăștia au fost pe la Weekend Tournament. Îl avem aici și pe Cristiano Ronaldo, pe care l-am prins la Player of the Month. A fost și ăsta 4 milioane, decent. 8 milioane jucătorul nostru de la Weekend Tournament, despre care vă vorbeam.
să vă strângeți punctele și să luați în prima seară un jucător de 97, pentru că puteți face foarte ușor 30 de puncte premium. Și acum haideți să și colectăm bănuții ăștia, să vedem la câte milioane ajungem. Deci acum aveam 133 de milioane și hai să-i colectăm, să vedem unde ajungem. Ok. Și mai am un jucător de colectat, jucătorul ăsta de 63. Și bum, am ajuns la 148 de milioane. Deci am făcut exact 15 milioane numai din Weekend Tournament, într-o singură zi. Deci puteți să-mi urmați exemplul, pentru că se fac bani grei din acest Weekend Tournament. Acum haide să vă arăt ce jucător am vândut de pe contul de Road to Glory. Deci haide să vă arăt echipa de acum, de pe contul acesta de Road to Glory. O să intru aici. Și cam așa arată, băieți, echipa de acum, de pe contul de Road to Glory. Când voi ajunge la peste 150 overall, va urma un nou videoclip cu această echipă, cu prezentarea echipei. Cam așa arată acum. Și după cum vedeți, avem acest new entry, Kimmich. Și ghiciți în locul cui a fost introdus acest Kimmich, în locul vedetei de 102 rating, Kevin De Bruyne, Team of the Season cardul său. Deoarece eu verific jucătorii mei de mare valoare, jucătorii în care chiar am investit ceva bănuți. De exemplu, pe De Bruyne l-am luat cu 35 de milioane la final de Team of the Season și acum haideți să vedeți cât este pe market. Aici sunt pe un alt market față de contul de Road to Glory, dar marketurile la jucătorii mari în overall cam sunt asemănătoare. 82 de milioane băieți, Kevin De Bruyne de 102 și haide să vedem dacă îl găsim. Da, este 80 de milioane, 200 și ceva de mii și cam cu atâta l-am vândut și eu acum vreo 6 ore pe contul de Road to Glory. Vedeți acum pozele pe ecran, cum l-am vândut, deoarece nu am filmat când s-a vândut acest Kevin De Bruyne și l-am colectat din greșeală. Dar cel mai important este, că la asta voiam să ajung, jucătorii voștri pe care îi aveți în lot, aceștia mai mari în overall, verificați-i zilnic la preț. Și când vedeți că prețul lor a crescut enorm, mai bine îi vindeți și vă luați un alt jucător mai mic în rating, dar mai ieftin. De exemplu, Cristiano Ronaldo de la 17 milioane, cel Ultimate Team of the Season, a ajuns acum să fie 30 de milioane. De ce să-l ții pe Cristiano Ronaldo acolo dacă nu ai un lot foarte consistent? De exemplu, să ai un lot de 10 stele, l-ai ține și pe Cristiano Ronaldo acolo. Dar dacă ai un lot de maxim 120 overall și, să zicem, doar două vedete cu Ronaldo acolo, mai bine îl vinzi dacă tot e 30 de milioane și ți-ai alt atacant, cum ar fi Ante Rebic, un atacant foarte bun de 98, care e 4 milioane de bănuți. Deci, cam asta ar fi strategia, băieți, cam așa se pot face bani. Și uitați, o investiție care chiar mi-a ieșit, de la 35 de milioane l-am vândut cu aproape 85, 50 de milioane de bănuți profit extraordinar de mare, chiar un profit mai mare decât cei care l-au vândut atunci când l-au prins prima dată la Team of the Season. Deci cum l-au luat, l-au și vândut jucătorul de 102. Cum ar fi Neymar, care a fost vândut în primele zile atunci când se putea face free to play, dacă băgai câteva gemsuri. A fost vreo 50 de milioane. Acum Neymar a scăzut pentru că a apărut și prin store Neymar și de aceea a scăzut. Dar De Bruyne n-a apărut prin store, am fost norocos. Și uite, de la 35 de milioane a ajuns 80 de milioane. Deci un profit de 45 de milioane, cam așa am reușit să fac într-o singură zi 100 de milioane. 15 milioane pe contul acesta principal și 80 de milioane pe contul secundar, cel de Road to Glory. Deci 100 de milioane într-o singură zi. Cam așa ar trebui să faceți și voi, să-mi urmați exemplul. Alte metode sunt foarte bine explicate în celălalt videoclip, primul link din descrierea acestui videoclip este către acel clip. Eu chiar vă recomand să-l urmăriți până la final pe acela, pentru că doar așa veți putea face coins în momentul acesta în FIFA Mobile. Deci cam acesta a fost videoclipul de astăzi.
Eu vă mulțumesc pentru vizionare și până la următorul clip, toate cele bune, pa, pa!